Neața, este ora 6:30, merem la Atrium Mall, ne pregătim, la ora 7 începem să transmitem pe Joy FM și pe joyfm.ro video și mă grăbesc că mă așteaptă Vali să-l iau și pe el să-l duc. Am început ziua bine cu o adormire. Mai câteva minute și intrăm live. Merg să-mi iau o cafea, că mi-e somn de mor. Arată fain paharul ăsta. Aplicații de mobil atât pentru Android cât și pentru iOS. Nu în ultimul rând, la ora 19:30 va fi desemnat câștigătorul concursului City Break 2 de la Joy, după care vă invităm la concert proponsul. Din pachetele de țigări, este vorba despre noua directivă europeană privind produsele de tutun care intră în vigoare de la 9 decembrie și prevede. Autoritățile speră că aceste imagini vor reduce cu 2% fumatul în România. În special de femeie, aceste vor mai putea fi cumpărate până în 2020. Uite ce am eu. Ei, sunt Admin, ascultă pentru că este un radio diferit față de cea de la asta. Nu m-a întrebat da, și mi se pare. Aici. Bună, hai să intrăm. Uite, un aparat care îl imită pe meu. E copiat după asta. Da, copie ieftină. Deci mașina asta la 10 cm de mine au parcat, fain. Ce bine mere sucul ăsta. Hai, hai, mixează, nu șuma. Șefule, bagă. Nu mă grăbi. Păi trebuie să o faci. 3, dinamică. Urmezi, 3, ești. Păi, ce trebuie la mea? Ești. Ai dat pe același. 2, ești. M-a plăcut că ai și făcut, știi? Ai dat tot pe ăla. Uite, Suleiman Magnificul cum m-a blocat. Cum pot să ies eu de aici? În spate asta e blocat așa. N-am cum să plec. Mă duc după ochelari. De fapt, prima dată mă duc după cărtă repede. O iau, merg după ochelari. Și merg să mâncăm ceva. Și păi mă duc la Joy FM, la Atrium. Am primit toc. Da. Mm-hmm. Ce ocazie? Wow, ce boss! Bă, dar focalizează pe ea! Asta e colocat, stai să vă bagă și 4 rămâi, 4 urmărește-l, 4 urmărește-l, așa? Bun! De fapt, numai tu trebuie să te faci că lucrezi, numai tu stai degeaba! Și acum vine așa încet, îmi spune asta ca să se vadă mișcarea. Nu se vede, se vede numai maneta. Păi de-aia să-i...
faine sunt mintele. Va, aveți de asta pe acum ca o sa stră... flut. Zice s-o frăpa monitorul în dreapta acolo? Uite aici. Bă, Paul, eu nu întâlnesc criteriile să mă bage în listă? Ce? Eu nu întâlnesc criteriile să mă bage în listă? Ce listă? La tombolă. Nu zice nimic. Ce tot ce l-a râs. Nu. Nu? Că o trecut unul pe lângă tunul de control cu Cezna, știi? Și a zis, bă, că... Zice, ta oară, zice, care e viteza mea de la sol? Și a zis, la 91 și nu știu câți de... Pare... De ce nu s-o de frate, doar zi. Hai acum, ziceți. Continuă, continuă, că te țin așa. Zi să continue, zi să continue. Acum care va zice și ce zice. Excepțional, acum ar da un cadru cu un trepied. De la decodor. Uite acolo e decodorul de dedesubt. Vezi, doamne, e băgat în priză. Ce ne uităm la TV? Știi că poți să oprești și să pornești tot să telecomanda. Că am crezut că altfel și am pornit. In my heart beating. Dar nu mă dare loc. Bă, iar vrei să intri pe unde nu? Nu am văzut. Every view like oameni, this. Cine? Nu, nu intră nimeni. Da, nu se iau. Au venit la concert proconsul, dar vorbește la telefon. Nu cred că e chiar. Care au venit și Adina să câștige un singur unu? Trei, ești unu? La Milano. Și asta vreau să facem în primele minute. Cinci. Încercăm să ne mișcăm de cele două display-uri LED. Bine, Vali. De web computer în această 4. Seară. O să vedeți în numele... 4 ești supraexpus, dar nu încă, așteaptă. S-au strâns...
este răzdezul mai mai aici, dacă mă gândiți, destul este sus. Da, ambele etaje. Și acum o să-i pui și pe cei de sus să cânte împreună cu noi, că-i văd că le fac un mânare pe ei. Vă salutăm și noi și vă iubim tare mult. Telefoane sunt prinse și acolo, de acolo se posează tare. Vreau și cântat de la voi, ok? Cântăm? Mă, cântăm? Forță, că e cânt clar. Una, doi, hai vreo! De șapte ori în șase, prin vise, hai. Din cinci în patru, și-mi spui că... Nu, este fain muzică românească, muzică scrisă și compusă în România. Și mi se pare nedrept, mi se pare nouă tuturor nedrept ca... la sărbătoarea Joy FM. Suntem mulțumitori pentru ziua de astăzi. Concertul v-a fost oferit de Axel Logistic Line cu sprijinul Sis Events, Gen by Team Arad. Și vă mulțumim vouă pentru ziua de astăzi. La mulți ani, Joy FM, o noapte bună și ne vedem când împlinim. Plecăm acasă. Știi că te filmezi, da? Nu-ți fac poza. Asta e mai tare. Da, tu pleci primul deja. Spargi gheața. A, serios? Câte ore ai dormit azi noapte? Deloc? Am dormit bine. Păi am lucrat, dar nu ai lucrat. Hai, dar... Viața? Viața ta. Am vrea să-l luăm, fără. Bine, hai să le adunăm noi. Ba, 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 ba. Ce? Să pun în mașină? Ce mai ce? Am băgat ce-am trebuit. Ai mers ca doi bețivi? Hello, bețivii.
Uite. Zombie, Filip, mă dor picioarele. Da, uite pe ăștia, mă. Ce ai, bă, că... Hai, bă, că n-am nimic ca noi. Chatbot. De câți oameni e nevoie să deschidă un bus? Hai și tu, este ora 11 fix. Am terminat pe astăzi. De la ora 6:30 eu cred că ne ajunge, nu? Ce să și faci? Îl aștept acum să vină Bogdi și pe cine mai trebuie să duc acasă. Și cam atâta. Acesta a fost episodul de astăzi. A fost o zi foarte lungă, dar a fost fain, s-a meritat. Mâine e ultima zi de lucru din săptămâna asta. Ei, ce fain să mă duc la lucru vineri. Mă duc acasă la cătă care mă așteaptă. De mult, ce ciudat am zâmbit. De mult tot aștept să mă duc acasă, să stau cu cătă. Și mă bucur că a venit acest timp în sfârșit. Deci, ne vedem la episodul de mâine. Manianea, cum vrei să zici. Noapte bună, ciao.